nu poți vorbi despre omul care ești astăzi dacă nu treci în revistă episoadele semnificative ale copilului care ai fost ieri. V-am promis că ne vom îmbarca în mașina timpului. Așadar, haideți să călătorim alături de Liviu Mocan printre amintirile sale din copilărie, adolescență și tinerețe. Dragă Liviu, înainte de a spune întrebări despre locul tău natal și despre copilă, copilăria ta, Cred că ar trebui să dăm cezarul ce este al cezarului. Aș vrea să vorbim despre părinții tăi și despre prima ta familie. Este o mare bucurie ca pentru fiecare dintre noi oamenii cred să vorbesc despre părinții mei. Îi respect și iubesc din adâncul ființei mele pentru că au fost oameni speciali sunt extrem de mulțumitor lui Dumnezeu pentru că a făcut să vin în lumea aceasta printr-o familie de oameni săraci, dar cu frică de Dumnezeu. Valer și Ana s-au căsătorit foarte săraci, foarte săraci. Realmente, ca în povești, aveau doar, la începutul căsniciei lor, o farfurie. Și mâncau amândoi din aceeași farfurie. Și Dumnezeu le-a dăruit trei copii, eu sunt cel mai mic dintre ei. Și în esență, părinții mei au fost oameni harnici, credincioși și iubitori de, de copii și de semeni, în general. Cum era satul tău, cumuleștiul tău în copilărie? Cum erau oamenii? relația dintre ei și obiceiurile. Și dacă se mai păstrează ceva din, din atmosfera de atunci. Vorbim despre anii 55-61, când în satul nostru se munceau încă pământurile și se adunau roadele și una dintre amintirile cele mai puternice pe care le-am din copilărie este legată de clacă. Veneau la noi în curte vecini, prieteni, și desfăcam porumb, toți. Și în timpul acesta al muncii. Se cânta, se glumea, se mânca, se bea. Era o atmosferă de prietenie extraordinară. Când aduceam noi porumbul de pe câmp, când aducea vecinul, porbul, mergeam toți la el și făceam același lucru. Într-o atmosferă de bucurie, de veselie, se muncea împreună. Cum ai perceput la început în mintea ta de copil lumea din jurul tău? Era un puternic sens al libertății, a unei bucurii libere de exprimare, fără grijorări, fără probleme, fără dificultăți, pentru că am crescut prin bunătatea lui Dumnezeu, atât la țară, într-o libertate a naturii. Cât și într-o familie care oferea această libertate. Ce te-a pasionat mai întâi? De neuitat rămân pentru mine animalele. Părinții mei au muncit din greu, crescând animale, erau fermieri și cumpărând bucăți de teren și prelucrând terenul acesta. Astfel că Uh, în grajdul nostru era plin de animale. Aveam cai, vite, boi, uh, nu, nu, nu boi, bivoli, bivoli, oi, iepuri. Era plin de iepuri. Toată ieslea uh, animalelor plină de, de fân era locuită, uh, mai ales de dedesubt. De iepuri, zeci, cu zecile erau acolo, se și înmulțeau foarte repede. Părinții tăi ți-au spus care a fost primul tău cuvânt, mamă sau tată, nu mi-amintesc lucrul acesta. Cum ți-ai perceput părinții pentru prima dată? Aveau o, o, o căldură sufletească deosebită pentru că erau oameni iubitori de Dumnezeu și iubitori de, de copii. Ne-au crescut într-o atmosferă extrem de caldă. Aș vrea să-mi povestești o zi din viața ta de copil. Chiar o zi întreagă mi-e dificil să povestesc, dar pot să îți spun cum se încheiau multe din zilele de la țară pentru mine, când eram țânc venea tatăl meu de la muncă împreună cu cei doi cai și în momentul în care ajungea în poartă mă ceream și el mă lua și mă punea pe unul dintre cai și intram pe cal de la poartă până, până în grajd. Țin minte că uneori am fost Că odată am fost atât de semeț acolo pe cal, încât am dat cu fruntea de, 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 de uh, pragul de sus a, a ușii grajdului, pentru că nu mă mai uitam la nimic altceva în prejur decât la cal. Da. Bărătesc că a fost și un prim, un prim conflict cu tata. Acela mi l-amintesc doar târziu, în adolescență, în care ceva m-a deranjat foarte tare. La, la el și i-am spus ceva, l-am amenințat cu ceva care țin minte că și pe el l-a tulburat, pentru că tatăl meu cultiva struguri, făcea vin. Și în pifniță aveam uh, damigenele cu vin și când eu m-am înfuriat, am zis, am să-ți sparg damigenele cu vin. Oh, oh, oh. <laughs> și reacția dusului care a fost? <laughs> Doar atât țin minte că n-a fost deloc de <laughs> vesel. <laughs> Dar uh, primul conflict, mama. Noi oamenii idealizăm portretul mamei și n-aș vrea să cad în asta, dar chiar trebuie să o fac. Mamica mea, așa cum sunt cele mai multe mămici, a fost o sfântă. Extrem de bună și de caldă. Tăticul era cel care ne pedepsea el, conductor de bilete fiind pe tren, el pleca uneori zile întregi până la mare, o zi încolo, dormea o noapte, încă o zi încoace. Și când venea înapoi, la foarte scurt timp, ne chema pe copii și ne întreba, de ce ai făcut lucrul acela? Tu de ce ai făcut lucrul acela? Și eram înnebunit, dar ticule, ca așa îi ziceam, de unde știi? Și el avea povestea asta pentru noi, care a durat multă vreme, Pasărea Cerului. Vine întotdeauna la mine, pe, pe, la tren, se pune pe un geam deschis unde stau eu și privesc natura și îmi spune tot ce faceți. Mămica mea îi spunea, desigur, și el ne pedepsea. Dar ea n-a făcut-o. N-a făcut-o niciodată, nu m-a raportat tatălui nostru care era autoritatea în familie? Pentru că ai adus aminte despre pedeapsă. Crezi că aceasta este un mijloc de educație a copilului? Eu, împreună cu soția mea, ne ghidăm viețile după perceptele Sfintei Scripturi. Și acolo avem textul următor. Nu curuța nu iaua de spinarea copilului ca să-i scoți sufletul din iad. Copilul nu știe ce e bine și ce e rău, astfel că părintele, într-un fel sau în altul, trebuie să puncteze în conștiința copilului binele și răul, să-l răsplătească în momentul în care a făcut un lucru bun, și să îl pedepsească într-un fel sau altul în modul în care a făcut un lucru rău. Nu iau, desigur, că nu înseamnă violență, înseamnă un, un mod de, de a-l conștientiza pe, pe copil. Obișnuiam să îi pedepsim pe copii, să-i pedepsesc pe copiii noștri, cu nuiaua, pornind de la o intensitate foarte mică, până la momentul în care îmi dădeam seama că simte ceva. Că simte că este o pedeapsă, nu e doar o glumă. Anțeles. Până înțelege cu, cu, emoțiile faptul că, că nu a făcut bine ceea ce a și atunci mă opream. Desigur că Există uh, și metode coercitive, nu doar bătaia fizică este singura care îi educă pe copii ce este bine și ce rău. Orice soi de, de constrângere, orice soi de pedeapsă uh, este binevenită. Obiectivul e important, și anume acela ca el să înțeleagă atunci când a făcut un lucru rău. Dragă Liviu, ce ai păstrat tu din relațiile cu părinții tăi? Și ai aplicat în relațiile cu copiii tăi. Un lucru excepțional pe care l-au făcut Valer și Ana, scumpii mei părinți, a fost acela de a ne trata cu egalitate pe toți, de a ne trata egal. Niciunul nu era special. Eu eram cel mai mic și tendința de obicei în familie este ca cel mai mic să fie mai... Mai alintat, mai... mai alintat, că e cel mai mic, e păpușa. Mai redel puțin. Da, păpușa, familie, jucărie. Nu, părinții mei nu m-au tratat într-un mod special. Mă iubeau și mă respectau la fel de mult ca pe ceilalți copii. Ceea ce încercăm să aplicăm foarte strict și noi în relație cu copiii noștri. Mereu le subliniem faptul că îi iubim, îi respectăm și îi ajutăm în mod egal. Îi iubim pe toți la fel. Crezi că trebuie să existe o, o disciplină în familie, nu? Cum poate funcționa un sistem fără ordine? fără disciplină e haos. Fără ordine în univers se ciocnesc planetele și sorii de o altă. Trebuie să existe un mod uh, de funcționare armonic. Când ai auzit prima dată de Dumnezeu și de la cine? Părinții noștri ne puneau la masă întotdeauna cu rugăciune părinții noștri ne culcau cântându-ne cântece creștinești. Îmi rămâne de neuitat din copilăria aceea mică un cântec despre Iosif, cel din Egipt, prim-ministrul Egiptului pentru o perioadă. Și era un cântec extrem de simplu, cu o linie melodică extrem de simplă. A lui Iosif, Brațe afară, vin cu turmele într-o vară. Și pe linia asta foarte simplă merge o poveste lungă și nouă ne plăcea enorm. Ne cântau din nou și din nou și din nou pentru că le-o ceream. Era o poveste foarte frumoasă și lungă astfel că adormeam uh, cu informația aceasta despre Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. Vreau să-mi vorbești de primii ani de școală în, în satul tău natală, de primul tău dească. A, Asta este poate cea mai frumoasă poveste a copilăriei mele. Eram la grădiniță, pe vremea aceea aveam niște gentuțe de tablă în care ne duceam mâncarea, mâncarea la, la școală, sandwich, fruct, ce aveam și uh, gentuța aceea avea o, o ușiță cu închizătoare și mămica mea uh, ne punea întotdeauna de mâncare iar educatoarea avea în programul de grădiniță ora de masă. Și într-o zi eu nu mi-am deschis gentuța și educatoarea doamna Maier, m-a întrebat de ce nu mănânci și am mințit. Am spus, mămica nu mi-a pus de mâncare. Și atunci educatoarea, ca o mamă bună, zice, nu vei sta toată ziua flămând aici, du-te acasă și mănâncă. Și de fapt acesta era planul meu. A fost prima mea fugă de la, dintr-un sistem. Am ieșit din, clasa de, din, din sala de clasă și m-am oprit ca aici, în livada școlii. Aceea, imaginea aceea nu pot să uit. Pomi înfloriți, vânt, iarbă, m-am pus acolo jos pe iarbă, mi-am deschis gentuța, Aveam două fierte cu pâinică și nu mai știu ce. Am stat comod acolo în natură și mi-am mâncat mâncarea de acasă. A doua zi, învățătoarea, educatoarea a trecut pe la vomica mea. Și când am văzut-o, eram cu fratele meu la fântâna boilor. O fântână în apropierea casei noastre, unde veneau ciurdele să bea apă, astfel că era un noroi imens, apa aceea cu pământul călcat de animale grele, era un noroi imens. Când am văzut-o pe drum, noi eram acolo, ne, ne bălăceam în nămol și când am văzut-o pe educatoare că vine spre casă, am știut de ce vine, și țin minte că i-am spus lui Viorel, ascunde-te și ne-am băgat în, în noroi cât am putut de adânc să nu ne observe. Și într-adevăr s-a dus la mămica mea și a întrebat-o cum de nu îmi pune mâncare când merg la grădiniță. Aș vrea să te întreb dacă în copilăria ta ai avut un, un bun prieten, cel mai bun prieten pe care l-ai considerat tu. Aveam un prieten un, în clasele 1-4, era un băiat din satul Popești, un sat de lângă Cluj. Prietenia mea cu acesta era legată de măgărușul pe care el îl avea. Și eu insistam să vină din sat până la mine acasă pe măgar și el apărea clar pe măgărușoala. Văd și astăzi scena din prima zi când l-am chemat și a venit, cum apărea așa ca în filme de după deal și prima dată s-a văzut doar capul lui, apoi capul măgărușului cu urechile mari și apoi a apărut el pe măgar în toată splendoarea aceea. Și l-am luat și l-am dus acasă, la, la mine aveam o cămară de lemne și L-am îngrijit acolo, era fascinant. Dar aș mai pomeni de unul care, care a apunctat foarte bine uh, copilăria mea. Îl chema Constantin și noi ziceam Tica. Era un vecin destul de apropiat, pe o stradă lăturalnică. Împreună cu Tică, am făcut un teatru de păpuși. Și l-am făcut în cotețul porcilor casei lor, pe strada Transilvaniei, care nu mai era folosit, era curat. Și am transformat spațiul acela într-un într teatru de păpuși, iar zona aceea de la Troacă, ce se ridica, ușița aceea ce se ridica uh, pentru a se pune uh, hrană la animale, aceea era cortina. Veneau copiii din vecini, plăteau 25 de bani, îi puneam acolo frumos spectatori și noi le făceam teatru de păpuși foarte interesant, inclusiv aveam balauri cu fum, trăgeam un furtun cu, care ieșea prin gura balaurului și uh, suflam fum. A fost <laughs> de <laughs> Era fascinant, teatru de păpuși. Te mai întâlnești astăzi cu ei? Nu, cu niciunul. Au trecut cât? 50 de ani de atunci, mai mult. Ce ai simțit când ai părăsit uh, satul tău natal, locul tău natal? Imaginea mea o amintesc foarte bine. Părinții mei au fost primii care au plecat din sat datorită faptului că regimul comunist le-a confiscat pământurile, animalele, hamurile, tot. Uh, și fânul de pe câmp, pe care îl cosiseră atunci, în anul acela. Și imaginea care îmi rămâne foarte vie este imaginea camionului încărcat cu mobilier, cu ce aveam, când am plecat în 1961 spre Cluj. Și desigur că în cabină a încăput doar mămica și nu știu, unul din. și sora mea, cred. Iar noi, bărbații, eu aveam șase ani buni, cu tatăl meu și cu fratele meu, eram în spate, în, în camion, și am imaginea satului care rămânea în urmă, și noi ne desprindeam și plecam în altă parte. Anii petrecuți acolo? Sau au influențat mai târziu formarea, perso formarea personalității tale, ca om și ca artist. Sunt atât de mulțumitor lui Dumnezeu că mi-a dat o copilărie la țară. Toate sensibilitățile acelea, toate materialitățile acelea, ale botului animalelor, al blănurilor, respirația aceea cailor, faptul că stăteam acolo înconjurați de, de animale, era fascinant. Astăzi, în inima omului Liviu Mocan, există un locușor în sopetul tău în care stă ghemuit copilul de altă dată? chiar dacă nu pot să l identific specific, exact ca în cultură, când consume un, un produs cultural de cele mai multe ori nu îți mai aduce aminte specificități, dar el face ceva în, în sufletul tău acel act cultural copilăria, desigur că și dacă nu putem identifica momente foarte specifice, ea formează ceva extrem de fin în sufletele noastre. Avem definiția aceea excepțională, ce este cultura. Este, cultura este ceea ce a rămas în tine după ce ai uitat totul. Așa e și cu copilăria. Ce a format copilăria aceea, sensibilitățile acelea, libertatea aceea, relațiile acelea minunate cu, cu dezinteresate, cu, cu alți copii, cu părinți, cu vecini, au, au avut un rol extrem de frumos în, în destinul meu. Cum vezi relațiile de astăzi între copii și părinți? Cred că nu putem generaliza. Nimic nu poate fi generalizat, niciun fenomen. Depinde de individ, de familie, depinde de uh, o mulțime de factori. Desigur că avem exemple pozitive și exemple negative. În lumea de astăzi este la modă demonetizarea creștinismului și educația creștină în familie. Ni se impun legi de viață nebiblică, nebiblice. Împotriva firii normale, la ce consecințe crezi că se poate ajunge asupra copilor în formarea personalităților, lipsa educației creștine? Fără adevăr, fără învățătura Sfintei Scripturi, cum poți forma caracterul unui om? desigur că există multe alte valori în lumea aceasta și multe tipuri de educație pozitive. Personal consider că învățătura bazată pe Sfintele Scripturi formează atât caracterul copilului pentru lumea aceasta, cât îi formează și destinul pentru lumea cealaltă. Odată, în educația copilului, era un triunghi. Familie, școală, biserică. Ceea ce astăzi nu mai putem vorbi. Nu crezi că acest triunghi ar trebui refăcut astăzi? Este triunghiul de aur al existenței. Fiecare dintre aceste instituții are o valoare Extraordinară în sine, iar relațiile dintre ele nu pot decât să substanțieze mai mult efectul fiecăreia dintre ele. Dacă părinții intervin în, în destinul copilului la școală și lucrează împreună cu educatorii, dacă biserica și educatorii ei vin împreună cu părinții. Să, să lucreze uh, ei nu pot decât să, să uh, ajute mai mult dezvoltarea copilului chiar dacă pres de câteva momente am avut senzația că timpul s-a oprit, ne vedem nevoiți să punem punct și episodului de azi data viitoare călătoria noastră va lua o întorsătură spectaculoasă despre ce este vorba, vă invit cu drag să vedeți, până atunci toate cele bune